rând, pentru demersul acesta și cele care l-au precedat. Ce a însemnat experiența asta, 30 de ani și 15 luni? Un an jumate de muncă asiduă, alături de o echipă competentă de oameni, a înseamnă sacrificii în toate domeniile vieții mele, dar înseamnă și o mare satisfacție, pentru că iată, ne aflăm astăzi aici alături de sucebeni, de prieteni, de invitați din toată țara, care au venit să vadă ceea ce am făcut noi, echipa, că n-am făcut singur. Ce vrei să obții după acest film manifest? Aș vrea să obțin o autostradă, dar nu știu dacă se va realiza atât de rapid. Ceea ce vreau să obțin, în schimb, la modul realist, este un grad mai mare de conștientizare și mai mare de implicare din partea cetățenilor, pentru că, iată, un pas mic de furnică poate fi mai important decât un pas mare de dinozaur. Nu trebuie să mutăm munții, lucrurile se pot schimba și din poziția pe care o avem noi. Documentarul manifest 30 de ani și 15 minute a avut avanpremiera la Suceava în prezența unei părți din echipa de producție, dar și a câtorva prieteni și invitații ai lui Ștefan Mandachi, în limita locurilor impuse de pandemie, mai exact jumătate din sala de cinema. Între cei prezenți s-a aflat și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care i-a înmânat titlul de cetățen de onoare, votat în aceeași zi cu unanimitate de Consiliul Local Suceava. Știu că te-ai încăpat foarte mult într-o perioadă grea pe care a traversat orașul nostru în această primăvară, în vorba de situația de urgență, de carantină, când Ștefan a fost printre cei mai activi oameni în societatea civilă, alături de oameni în suferință, și nu vreau să mai povestim acele drame. Eu, la fel de implicat eram și eu, la fel de solicitat, oameni care erau disperați în spital. Ștefan, la vremea respectivă, le-a dus mâncare, mă rog, alimente, echipamente, și în ultimul rând, această ultimă investiție pe care a făcut-o eu cu acest vagon de terapie, unitate mobilă, sau cum se cheamă, terapie intensivă, un lucru foarte important și te felicităm. Eu cred că dacă am fi mai mulți ca Ștefan Mandache, lucrurile în România ar fi mult mai departe. Sigur că mă sunt puțin incomod. Eu sunt cumva de partea cealaltă a baricadei. Totuși nu e o scuză. Sunt în politic și eu de 20 de ani. N-am avut funcție la București, n-am fost parlamentar. Și totuși, de câte ori am avut posibilitatea, cel puțin în ultimii 5 ani, la nivel de președinte, de prim-ministri, am ridicat această problemă a autostrăzii. Sigur, Ștefan o pune din punct de vedere al circulației, al siguranței, al morților. Eu spun în felul următor și am spus în felul următor. Fără autostradă, Suceava, Moldova, este condamnată la subdezvoltare. Sunt convins că vom avea autostradă. Dați-mi voie să imunez acest titlu de cetățean de onoare, pe care îl merită cu prisos Ștefan. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava domnului Ștefan Valentin Mandache. Motivele am spus pentru care. Felicitări, Ștefan! Și acum, știind că ești cetățean de onoare al municipiului Suceava deja, cum ai primit vestea asta și propunerea? Că, până la urmă, propunerea asta a trebuit avizată de tine. Este o mare onoare pentru mine, dar așa cum am spus-o și o repet, eu dedic acest titlu tuturor oamenilor de care m-am înconjurat și care m-au ajutat enorm în toate demersurile mele. Nu am fost singur în toată ecuația asta. Evident că am încercat să fiu cât mai asumat, dar în spatele meu a fost o echipă colosală de oameni, de cetățeni, de jurnaliști, de prieteni, de oameni de afaceri și așa mai departe, cărora le datorez acest titlu și cărora îl dedic. Succes! Mulțumesc mult! Documentarul 30 de ani și 15 minute este disponibil pentru vizionare în cinematografe.